O dezvăluire șoc a celebrului fotbalist Miodrag Belodedic cu privire la meciurile aranjate în timpul carierei sale zguduie lumea fotbalului clujan. Fostul fundaș, dublu câștigător al Cupei Campionilor cu Steaua și Steaua Roșie Belgrad, a povestit cu lux de amănuntă pentru GSP cum a fost nevoit să joace în meciuri trucate, inclusiv într-un meci cu Universitatea Cluj. Păi cât a fost neabătut Bistrița? 1-1. 1-1. Da, da, a fost aranjat pentru 1-1. Da, da, păi asta, da, asta. Da, eu da. Țin minte trei, țin minte cu Steaua la da. U Cluj. Tot așa, un meci, să facem un meci egal. Când asta? De pe timpuri. Fotbalistul a explicat cum făcea pentru ca totul să nu pară aranjat, cum se apără un fundaș, cum încep fotbaliștii astfel de meciuri. Erau meciuri aranjate ca să facem un egal. Dar cum te simțeai tu ca fundaș care știai că ajunge un jucător în fața? Da, bun, asta e cum să mă simt. Asta vreau să te întreb. Deci trebuie să încep meciul normal. Okay. Deci, meciul așa. Normal. Da. Așa. Nu-i lași să dea gol, te bați și dacă poți să dai un gol, dai un gol. Bun. După aceea trebuie să lași să dea un gol. Și bun. Cum faci ca fundaș? Chiar sunt curios. Niciodată păi, n-a fost cineva să povestească. Sunt multe. Și la corner, și la lovituri, și la... Ce? Lasă scape o jumătate de metru sau cum? Da, te duci și îl tatonezi. Declarația fostului jucător al generației de aur a stârnit valuri de indignare în rândul legendelor fotbalului clujan, care l-au acuzat pe Belodedic că minte ca să-și sporească notorietatea. Contactat de NCN, Remus Câmpeanu, fostul mare jucător al clubului Universitatea Cluj, susține că Belodedic minte. Visează sau ceva sau... În fine, unii să dau o marcă... Nu reușesc să de propriile prestații și atunci apar cu niște treburi din astea care sunt la modă acum. Aceeași reacție vehementă a avut-o și Gigi Becali, unul dintre oamenii cei mai implicați în clubul Steaua și condamnat în 2013 la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul Valiza, celebrul scandal de corupție în care finanțatorul din Pipera ar fi oferit suma de 1,7 milioane de euro jucătorilor de la U Cluj în caz că nu pierdeau întâlnirea cu CFR Cluj. Contactat de NCN, Gigi Becali susține că Miodrag Belodedic minte atunci când susține că ar fi jucat în meciuri aranjate și chiar dacă ar fi fost așa, latifundiarul se întreabă de ce fotbalistul nu a recunoscut imediat și o face abia acum. Vreau să spun nebuniile astea ce spune, declară unul acum o nebunie de acum 15-20 de ani și să mă apuc acum să o despic eu în 14. Da? Pentru că eu consider că sunt nebunii și minciuni, de fapt. M-ai înțeles? Considerați că Belodedic minte? Da. Eu zic că minte. De ce ar face asta? Bă, nu știu. Așa zic unii minciuni, aiurea. Că... Și vorbesc aiurea minciuni. Nu știi, oamenii pe cât trece timp, nu mai vreau să-ți interpreteze. Nu știu, eu zic că e minciună. Dacă nu zici acum 20 de ani, ce zici acum de acum 20 de ani? Păi zici, n-ai după 2 ani să-l pună, să zici atunci. Și acum după 20 de ani spui niște minciuni de acum 25 de ani. Nici 20, mai mult. 25 de ani cred că sunt. De când el juca la Steaua. Da, 98-2001, da. În perioada aia acum, deci tu vii de acum 25 de ani, 26 de ani să spui niște minciuni, niște tâmpenii, niște... Nici nu știu cine, bar n-am. Care ar fi interesul pentru care Belodedic ar face asemenea afirmații în spațiu public? Bă, băiat, știi care e interesul? A nebunit lumea. Miodrag Belodedic este un fost fotbalist sârb din România, actualmente director al centrelor de juniori ale Federației Române de Fotbal. S-a remarcat ca fotbalist la Steaua București între 1983 și 1989 și la Steaua Roșie Belgrad între 1989-1992. A câștigat 2 cupe ale campionilor cu Steaua Roșie Belgrad și Steaua București.